un avertisment teribil pentru toți bărbații. E vestea pe care nu și-ar fi dorit să o primească niciodată, dar minte de sărbători. Specialiștii spun că femeile își înșală partenerii mai mult ca oricând. Repet, nu o spunem noi, ci oamenii de știință. Alex Dobreanu va veni imediat cu explicația. Comentăm acest subiect cu Cora Mizil și Horațiu Tudor. Bine ați venit! La Star Magazin. Știu că aveți foarte sărbători multe fericire de spus pe marginea acestui subiect. Crăciun fericit, Horațiu. Îl ascultăm, așa cum spuneam, întâi pe Alex. Vine cu argumente și apoi ne întoarcem în platou să comentăm. Ai mare dreptate, Laura. Din anul 1990 până în prezent, rata femeilor căsătorite care își înșală soții a crescut cu 40%, în timp ce rata în rândul bărbaților a rămas aceeași, potrivit cercetătoarei belgiene Esther Perel. În cartea ei Statutul unei relații, răzgândirea infidelității, Esther a analizat motivul și impactul acestor infidelități. Totul a început când una dintre prietenele căsătorite ale cercetătoarei i-a mărturisit că a avut două aventuri în decursul a 5 ani. La scurt timp, o altă prietenă căsătorită i-a povestit că este 100% fidelă soțului său, mai puțin o dată pe lună, când iese în oraș cu colegii de muncă. Cercetătoarea povestește cum una dintre prietenele ei i-a spus că este mai atentă cu soțul ei atunci când are relații extraconjugale, ea fiind mai răbdătoare și mai prietenoasă cu soțul. Infidelitatea era astfel descrisă ca un protest împotriva unei instituții pe care ele au început să-l vadă ca sufocant sau asupritor. O generație mai în vârstă ar fi ales divorțul în aceste situații, dar acum tot mai multe femei nu mai sunt dispuse să abandoneze mariajul și familiile pe care le-au construit în ani de zile. Inegalitatea este un factor foarte enervant, așa că deseori am o dispoziție proastă când soțul meu este prin preajmă, a declarat o femeie chestionată. Alta a spus că în timp ce soțul ei este adult, competent, în lume, acasă este un alt copil, după care trebuie să strângă. Aceste femei apelau la infidelitate nu ca la o modalitate de a strica o căsnicie, ci ca o modalitate de a rămâne în ea. Laura? Mulțumim, Alex. Ați și văzut imagini cu câteva exemple din showbiz. Dacă în primele două femeia a fost cea care a călcat strâmb, în ultima știm foarte bine cazul lui Brigitte Sfânt și al lui Ilie Năstase. A fost domnul Ilie Năstase, spune Brigitte, că a înșelat-o. Ce spuneți despre rezultatele acestui studiu? Deci eu m-am pus... Cora e o feministă convinsă. Eu sunt o feministă convinsă. Deci, în primul rând, întrebarea este pe câte femei s-a făcut acest studiu, cât de relevant este studiul făcut, adică numărul femeilor respective raportat la numărul femeilor de pe glob sau la numărul femeilor de pe, da, din Europa. Înainte să prezinte Alex datele, de fapt e vorba de mai multe studii, e vorba de o carte pe care această cercetătoare a scris-o bazându-se pe experiențele și pe poveștile prietenelor sale care au avut relații extraconjugale, iar unul dintre studii a fost făcut pe un eșantion de 40 de femei. Da, deci nu mi se pare relevant un eșantion de 40 de persoane față de... Dar și dacă luăm numai femeile din România, sunt 10 milioane. Adică cât de relevant poate să fie? Ca să nu mai vorbim că, în general, educația este, sistemul educațional, social, de familie este diferit de la o țară la țară și ce se aplică în Belgia sau în Olanda nu este valabil în România. Adică noi oricum suntem, vrem, acceptăm, nu acceptăm, suntem de fapt extrem de mult influențați de programele de credință ale societății în care creștem, ale familiei care ne-a crescut și care spune e bine și e frumos să faci cu tare și e urât să faci altceva. Cât de conservatori suntem din punctul ăsta de vedere, cât de conservatoare este societatea, va influența fiecare individ în parte. Deci tu vei ști că, eu știu, trăiești în Belgia sau în Olanda, acolo lumea este foarte libertină, lucrurile astea nu contează cât uși de puțin. Aici nu s-a ajuns chiar la faza respectivă. Da, apropo de asta, am citit în ceea ce povestea această cercetătoare că toate prietenele ei intervievate descriau într-un mod nonșalant aventurile extramaritale și că nu exista un sentiment de rușine, doar un sentiment de decepție. Păi ele practic o fac, din ce am înțeles din prezentarea respectivă, ea explică acest fapt ca o compensare emoțională. Adică în sensul că în relația... Ceea ce se poate aplica, da, în realitate, ăsta să fie motivul pentru care tot mai, da, multe femei înșală? Da, e o compensație înșală emoțională, pentru că ele de fapt nu se îndrăgostesc în momentul în care fac chestia asta, nu vor să plece de acasă. Este pur și simplu o compensație față de niște lucruri care le deranjează sau care nu sunt complete în interiorul relației de acasă.
că soțul este prea copil, nu? Spunea una că din ele. Că e matur în societate. Exact, că e matur în societate, dar acasă nu mai este. Sau poate alte lucruri legate de comportamentul lui, care nu îi împlinesc o nevoie emoțională. Și e o formă de pedeapsă a lui? Nu, nu este o formă de pedeapsă, este o formă de compensare a necesităților proprii. Da? Dacă tu ai nevoie, de fapt, de un bărbat matur care să vină acasă și să fie un sprijin pentru tine și să te ajute niște chestii și în loc de asta el vine și este un copil în plus în casă, normal că tu undeva vei avea un dezechilibru, adică așteptările tale sau necesitățile tale emoționale nu vor fi împlinite, pentru că afecțiunea, chiar dacă el se manifestă ca un copil care își iubește... Ca un copil iubitor? Exact, ca un copil iubitor, nu va fi același lucru cu un bărbat iubitor, nu? Va fi o diferență. Să aflăm ce spune și domnul Horațiu. Da, că nu zică lumea că ținem partea femeilor și că nu suntem echidistanți. Avem și reprezentant al sexului masculin. Mă bucur și alături de doamna Coramizi, pe care o simpatizez foarte mult. Referitor la ce spunea domnia sa, o contrazic, pentru că societatea românească nu mai este la fel de conservatoare ca nu, în eu făceam o comparație între, nu între România de acum și România de acum 20 de ani, facem o comparație între Belgia și România sau Olanda și România. Eu zic că societatea românească, femeile românce, nu, actuale, sunt foarte libertine, nu mai au complexe, nu mai au sentimentele. Sentimentul ăsta că, domnule, l-am înșelat, de culpabilitate. Și care crezi că e explicația? Nu cred. Chestia asta, societatea a avansat, societatea este modernă, avem tot felul de exemple la îndemână și tocmai de aceea cred că prezența ta în showbiz influențează opinia exact, pe care asta o ai. Gândeam și eu acum și